Ca de fiecare dată, aș vrea să spun și în dimineața aceasta, împreună cu poporul adunat la părtășie, din toată inima preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Se spune uneori că predicatorii de la țară încep în felul acesta. Dar eu sunt unul care a crescut la țară. Și îmi place să încep prin a lăuda pe Domnul. Fratele Mircea spunea că la momentul potrivit voi aduce cuvintele de salut din partea fraților cu care m-am întâlnit la această părtășie la Windsor. Și de aceea, înainte de a începe mesajul din această dimineață, aș vrea să aduc aceste cuvinte de salut. Cu toții știți că în urmă cu aproximativ o săptămână, însoțit de o bună parte din membrii bisericii, formațiile cu precădere, am luat parte la această părtășie a Sfinților, pe care oamenii o numesc Conferința Bisericilor Pentecostale Române din Canada Est. Părtășia aceasta a început în seara zilei de vineri, a continuat sâmbătă seara și apoi duminică la două întâlniri în Casa Domnului, acolo la Windsor. Cu prilejul acesta m-am întâlnit cu foarte mulți frați slujitori, ne-am bucurat de părtășie, dar când sunt mulți slujitori la oaltă, abia apucăm să începem o discuție și apoi intervine altcineva și altcineva. Și discuțiile noastre nu reușesc să ajungă la profunzimea subiectelor. Dar cuvinte de salut din adâncul inimii mi-au spus tot să vă aduc și în mod deosebit am să-l amintesc pe fratele Valer Benz. Dumnealui a fost cu noi la ambonul bisericii, duminică dimineața, când am fost rânduit la slujire. Și fratele m-a întrebat ce fac frații de la Montreal. Am simțit în întrebarea dumnealui nu doar o formulă de autoritate, ci o simțire pentru noi cei de aici. I-am spus în câteva cuvinte, m-a rugat să vă transmit salutări sfinte. Apoi fratele Diaconescu, fratele care a organizat împreună cu Comitetul Bisericii de la Windsor această părtășie, m-a însărcinat să vă transmit salutări sfinte, fratele Bârsan de asemenea, fratele Teodor Andrica, dacă vi-l amintiți pe fratele în vârstă de la Windsor, fratele Iacob Belciuc, păstor la biserica cealaltă din Windsor și fratele Corneliu Mihail, care slujește Domnului în Chilliwack, în British Columbia. Mi-ar fi probabil greu să-i amintesc pe toți, dar toți mi-au transmis cu același drag salutări sfinte pentru frații de la Montreal. Doresc ca Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Pe de altă parte, aș vrea să spun un cuvânt de mulțumire Domnului care ne-a ocrotit în această călătorie. Ne-am rugat de mai multe ori. Am simțit nevoia să vă solicit să vă rugați pentru această călătorie, pentru că a fost o călătorie lungă, aproape 1000 de kilometri dus și cam tot atât a întors. Și primejdii ne pândesc la fiecare pas. Dar noi ne-am rugat și Domnul ne-a păzit. După știința mea, ne-am întors cu toți cu bine, nu s-au luat amenzi, nu s-au pierdut puncte și am ajuns cu bine acasă. Dacă în timpul călătoriei acestea vor fi fost și unele aspecte pe care noi nu le cunoaștem, Domnul cu siguranță le știe și pe acele. Cum de dragul adevărului trebuie să o spun, și eu când eram tânăr, mai făceam și lucruri despre care părinții mei n-au aflat poate nici acum. Dar în toate lucrurile acestea specifice tinereții, Dumnezeu a avut milă și ne-a păzit. Slăvit să fie Domnul! Amin. Aș vrea să vă spun de asemenea că m-am bucurat de slujirea formațiilor noastre. Nu cred că a fost un gest de politețe neapărat gratuită, dar foarte mulți din frații care au participat, când am stat de vorbă cu ei mai deoparte, mi-au spus cuvinte de apreciere pentru slujirea formațiilor bisericii noastre. Toate cele trei formații, eu zic că s-au prezentat la înălțime și m-am bucurat să pot să constat că slujirea aceasta a adus și bucurie fraților de acolo. Domnul să-i binecuvânteze. Amin. Pe membrii celor trei formații care l-au lăudat pe Domnul prin cântare. Ce mă privește pe mine, vreau să vă spun deschis că am avut și un sentiment de neîmplinire, pentru că știam că timpul destinat predicilor este foarte, foarte drămuit, limitat.
Știam de toți frații care sunt rânduiți să vorbească din cuvânt, au 30 de minute la îndemână. E adevărat că unii nici n-au vrut să știe cât este, ca să nu li se poată spune după aceea că au depășit. N-au vrut să știe. Eu am încercat să mă țin de lucrul acesta și am sentimentul că Domnul n-a fost tare mulțumit de preocuparea mea. Mi-am cumpărat un cronometru din acela pe care surorile îl folosesc la bucătărie ca să nu ardă cozonacul și eu n-am știut să lucrez cu aparatul acela. Se pare că trebuie să faci un mic curs înainte. L-am pus lângă mine și am dat drumul. Și după ce am vorbit vreo 5 minute, m-am uitat la el și arăta un minut. Am zis, wow, o să am timp să spun foarte multe lucruri dacă așa curge timpul la Windsor. Am mai vorbit încă vreo 15 minute și m-am uitat din nou la el și arăta tot un minut. În momentul acela, când am văzut a doua oară că el arată tot un minut, am sesizat că ceva se întâmplă, că nu mai pot conta pe el și deja am intrat într-un pic de panică și lucrul acesta probabil că s-a văzut și în prezentarea mesajului. De acum înainte am să las pe Domnul să coordoneze el toate lucrurile, pentru că altfel, dacă le coordonăm noi, nu ies întotdeauna bine. Dincolo de toate, vreau să vă spun că părtășia aceasta a fost o părtășie frumoasă și ne dorim ca să păstrăm părtășia fraților din Canada în parametrii sfințeniei. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l fac înainte de a vorbi din cuvânt este să-i asigur pe frații mei mai tineri de la fanfară că voi încerca să mă uit la ceas. Știu că au fost predicatori care v-au pus răbdarea la încercare. Eu am pus a doua cântare a fanfarei după predica unui frate predicator și câteodată fratele predicator, preocupat fiind de subiect, a scăpat din vedere lucrul acesta și a pus încercarea fraților de la fanfară la grea încercare. I-a lăsat să cânte a doua cântare pe la fără 5, pe la fără 3. Eu voi încerca să nu fac greșeala asta. Dacă se întâmplă cumva să nu fiu pe fază, să nu fiu atent, frate Teo, te rog să mă atenționez cu instrumentul. Și acum vă invit, dragii mei, să ne apropiem împreună de cuvântul pe care l-am citit. Cuvântul acesta zugrăvește înaintea ochilor noștri un eveniment glorios. Am spus cândva, vorbind din textul acesta, că este vorba despre o pagină de glorie din istoria Bisericii. De-a lungul vremii, în istoria Bisericii s-au scris și pagini de glorie, s-au scris și pagini de tristă amintire. Dar pagina aceasta este o pagină de glorie, pentru că în ziua aceea Dumnezeu a dat o biruință bisericii. Mi-aduc aminte că anul trecut, vorbind din același pasaj, am spus ceva și în dimineața aceasta voi repeta, pentru că lucrurile pe care le-am spus atunci, am ajuns să fiu tot mai încredințat că sunt așa. În fața bisericii de astăzi stă o provocare mare. Stau, dacă vreți, în fața noastră, în mare, două alternative. Biserica de astăzi se confruntă cu provocarea de a se adapta schimbărilor, de a găsi noi soluții, de a deveni relevantă în lumea în care trăiește, de a capta, dacă vreți, admirația ascultătorilor, de a-i prinde cu ceva. Și în preocuparea asta am constatat că sunt prinși și unii predicatori. Nu de mult am constatat că un predicator a sesizat că ascultatorii lui nu mai erau cu el, că nu se mai bucura de atâta audiență în sală și a încercat să recâștige atenția ascultătorilor, introducând la jumătatea mesajului o anecdotă. Anecdota aceea nu a prins. Încearcă biserica de astăzi, pentru că este în fața această provocare de a deveni relevant, încearcă biserica de astăzi să găsească metode noi de a câștiga atenția, de a reține atenția ascultătorilor și chiar a vizitatorilor ocazionali. Pe de altă parte, în fața bisericii mai stă o chemare, să se întoarcă la cărările vechi, pentru că aceste cărări s-au dovedit a fi vrednice de a fi urmate. Au dat rezultate.
Eu personal vreau să vă spun că sunt adeptul păretei celei de-a doua. Eu cred că biserica de astăzi, dacă vrea să aibă biruință, dacă vrea să devină relevantă, dacă vrea să devină folositoare, trebuie să se întoarcă la aceste cărări și să se întoarcă la aceste lucruri despre care vorbește Scriptura. Nu ne putem adapta mesajul zilelor noastre ca să plăcem oamenilor, ci trebuie să ne-l adaptăm, să răspundem nevoilor lor și în același timp să rămânem plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Să nu ieșim din hotarele pe care ni le trasează Cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră, spuneam că s-a scris aici o pagină de glorie. Ne-am dorit și noi, ca la predicile noastre, la părtășiile noastre, aceia care vin împreună cu noi într-un locaș de închinare să fie atinși de cuvânt, să fie străpuși în inimă, să ia decizii noi, să crească numărul membrilor bisericii și biserica să crească și spiritual. Ne dorim aceasta, nu? Lucrul acesta s-a întâmplat atunci și acolo. Și vă rog să remarcați, el n-a fost rezultatul unei planificări omenești deosebite. El n-a fost rezultatul unei puternice mediatizări din partea grupului de credincioși, nu. Dumnezeu a pregătit și a controlat toate aceste lucruri. Însă comunitatea aceea, care la început număra 120 de suflete, bărbați și femei care credeau în Iisus, care credeau în jertfa Lui, în moartea Lui și în învierea Lui, comunitatea aceasta a fost și ea luată oarecum prin surprindere. Am definit comunitatea aceasta ca fiind o comunitate care știa să prețuiască rugăciunea. Vreau să vă spun că lucrul acesta stă încă în picioare după 2000 de ani. O biserică locală în care rugăciunea este prețuită, în care rugăciunea este așezată la locul ei, o biserică locală în care rugăciunea nu este privită ca pe o povară, ca pe o responsabilitate pe care trebuie să o împlinești cumva că n-ai tu. O comunitate care prețuiește rugăciunea este o comunitate care va sfârși prin a deveni diluitoare asupra lumii. Doamne, fă-ne astfel de comunitate. Spuneam joi seara că de la înălțarea Domnului Iisus din mijlocul ucenicilor s-au scurs 10 zile, care au fost 10 zile de așteptare activă. Mi imaginez pe apostolii Domnului Iisus, care au fost pe muntele măslinilor, atunci când Domnul a fost înălțat la cer din mijlocul lor. A plecat dintre ei, li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb, le-au spus că Iisus va reveni exact în același fel în care s-a înălțat din mijlocul lor, și citim despre ei că s-au întors la Ierusalim. S-au dus în odaia de sus și au întrebat, fraților, acum noi ce ar trebui să facem? Și cineva a spus, nu vom putea face altceva decât ceea ce ne-a cerut Iisus să facem, să așteptăm în rugăciune. Și au declarat ziua următoare ca zi dedicată rugăciunii. Au venit la ziua următoare toți, erau toți la oaltă și s-au rugat. A întrebat cineva, probabil că de seară, dar mâine ce facem? Nu facem altceva decât ce ne-a spus Domnul. Ne rugăm. A treia zi ce facem? A patra zi ce facem? Și de fiecare dată, apostolii au declarat, mâine va fi zi de rugăciune. A fost? A fost. 10 zile în care oamenii aceștia s-au îndeletnicit cu rugăciunea. Nu li s-a părut prea mult. Nu li s-a părut prea greu. Frații mei, surorile mele, mă uit la biserica de astăzi și am să vă spun că dacă ea înregistrează și falimente, înregistrează pentru că a așezat rugăciunea deoparte. Pentru că mulți credincioși, la nivel de comunitate și la nivel de individ, au pus rugăciunea pe locul al doilea sau pe locul al treilea. Cu tristețe am luat cunoștință despre biserici locale în care timpul de rugăciune a fost tăiat. S-a spus oficial, noi deschidem biserica la 9 pentru cei care vor să vină să se roage, dar serviciul de părtășie al bisericii începe la 10 și începe cu lauda și cu închinarea. Și rugăciunea a ajuns să fie pusă deoparte. Dacă v-aș spune despre astfel de biserici să vedeți cum vor arăta peste 10 ani, vă veți mira și dumneavoastră și ei cred că s-ar mira dacă ar putea să vadă cum vor ajunge peste 10 ani
în momentul în care au pus deoparte rugăciunea. Rugăciunea au pus-o creștinii deoparte și la nivel individual. Mă uit și mă chem de multe ori marți seara la rugăciune și a fost o vreme în care puteam să începem la 7. Dar am ajuns o vreme în care începem pe la 7:10, pe la 7:15, pe la 7:20. Suntem tot mai puțini aceia care prețuim seara de rugăciune. Ne uităm de multe ori și duminica dimineața în bisericile noastre și lucrul acesta l-am spus și la convenție. La evenimente deosebite, zările noastre sunt pline. Arătăm bine, frumoși. Dar adevărata față a bisericii sau adevărata statură spirituală se poate vedea în serile de rugăciune de peste săptămână sau chiar și duminica dimineața la ora 9 fix. Că noi știm că ora 9 este rânduită pentru rugăciune. Și de multe ori ne îngăduim să venim la 9:30 sau la 10 pentru că programul nu ne mai face dorința noastră după Dumnezeu, setea noastră după rugăciune, ci copiii care se pot sau nu se pot trezi. Frații mei, surorile mele, părinții noștri au avut copii mai mulți decât avem noi. Au crescut părinții noștri poate 10, poate 12 sau chiar mai mulți copii. Și poate stăteau mai departe de biserică decât stăm noi și cu siguranță că nu aveau mașinile cu care ne deplasăm noi astăzi. Dar cu toate acestea, pentru părinții noștri, ceasul de rugăciune a fost un ceas sfânt. Dacă s-a hotărât că începe la 9, a început la 9. Nu și-au permis, dacă ajung la 9:10, să mai stea prin holul bisericii, prin parcări sau prin alte locuri. De aceea chem biserica în vremea aceasta să se unească înaintea Domnului și să prețuiască rugăciunea. Amin. Comunitatea care vrea să fie chiruitoare este o comunitate care prețuiește rugăciunea. În ziua aceea, Domnul a făcut între ei o lucrare deosebită. Domnul a pogorât Duhul Sfânt peste tot cei ce așteptau. Dar aș pune întrebarea, și știu că s-a mai pus de multe ori. De ce a ales Dumnezeu ziua aceasta ca să-și împlinească făgăduința? La întrebarea aceasta s-ar putea da mai multe răspunsuri. Eu aș spune că din două motive. A hotărât Dumnezeu să împlinească făgăduința, să pogoare Duhul Sfânt peste cei ce așteptau făgăduința Lui, mai întâi de toate din cauza semnificației acestei sărbători și apoi din cauza oportunității pe care o oferea această sărbătoare. Sărbătoarea aceasta, dacă vă veți uita cu atenție în zilele Vechiului Testament, era numită sărbătoarea 50.000, era numită sărbătoarea secerișului și mai era numită sărbătoarea săptămânilor. Trei sărbători a rânduit Dumnezeu pentru poporul său de-a lungul unui an, sărbători în care toți iudeii, cel puțin cei de parte bărbătească, erau așteptați și li se cerea să vină la Ierusalim să se închine. Prima sărbătoare dintre acestea trei era sărbătoarea Paștelor, o sărbătoare care reamintea evreilor despre izbăvirea lor din Egipt. A doua sărbătoare, în ordine cronologică, în care ei erau așteptați să vină la Ierusalim, era sărbătoarea 50.000, numită și sărbătoarea celor din tâi roade, a secerișului sau a săptămânilor. Și cea de-a treia era sărbătoarea corturilor, care le reamintea evreilor despre vremea în care părinții lor au fost în călătorie prin pustiu și au locuit în cort. Dintre acestea trei, Dumnezeu a ales-o pentru a-și împlini păcăduința pe cea din mijloc, și anume pe sărbătoarea numită a 50.000 sau a primilor roade. Fie că citim în Exod, în capitolul 23 sau în capitolul 34 din Exod, fie că citim în Leviticul, capitolul 16, în Deuteronom, în Leviticul 23 sau în Deuteronom 16, găsim aceleași denumiri pentru această sărbătoare. O sărbătoare în care poporul Dumnezeu trebuia să închine înaintea Domnului cu cele din tâi roade ale secerișului. Și atunci când Domnul Iisus se afla în Samaria, când femeia aceea s-a dus în cetate să spună celor din cetate despre faptul că la fântână, în afara cetății, l-a întâlnit pe prorocul pe care lumea l-așteaptă, oamenii aceia din Samaria
au ieșit din cetate și se îndreptau spre el. Dar spune Evanghelistul Ioan că atunci când oamenii aceia se îndreptau spre Iisus, mulțimile acelea erau pe câmp între cetate și fântână, Mântuitorul a stat de vorbă cu ucenicii săi. Ei se întorseseră și au adus de mâncare, pentru că înainte au fost plecați după mâncare în cetate. Dar acum Iisus a lăsat mâncarea deoparte și se uita cu drag cum vin roadele și le-a spus ucenicilor săi un cuvânt foarte frumos. Uitați-vă, holdele sunt gata pentru seceriș. Și Domnul Iisus voia să spună, de fapt, că roadele erau secerișul pe care îl așteaptă Domnul. Aici, în ziua aceasta cinzecimii, Dumnezeu urma să culeagă roade și erau primele roade. Semnificația acestei sărbători vorbea despre roade pe care Dumnezeu le așteaptă și pe care urma să le primească și le-a primit începând de atunci. Pe de altă parte, sărbătoarea aceasta oferea o oportunitate deosebită pentru că măcar că erau trei sărbători în care evreii erau chemați să vină la Ierusalim și așteptați să vină, la sărbătoarea aceasta, pe lângă ei, mai erau o mulțime de alți prozeliți. Uitați-vă dumneavoastră, sunt amintiți aici oameni veniți din vreo 17 zone geografice ale Pământului. Însă, aș vrea să spun că n-au fost doar din cele 17 zone geografice amintite aici. Luca nu și-a propus să ne dea o relatare foarte precisă, să țină o evidență contabilă. Luca doar menționează ca să ne dea o imagine despre diversitatea musafirilor. Sunt amintiți aici o seamă de oameni veniți din diferite locuri. Și toți oamenii aceștia puteau fi împărțiți în două categorii. Unii erau iudei care trăiau în diaspora, iar alții erau prozeliți. Oameni care, fiind proveniți dintre neamuri, au ajuns în contact cu religia evreiască, au primit legea lui Moise și mulți dintre ei, probabil, și terea împrejur, și au devenit prozeliți. Ei nu erau evrei, erau prozeliți. Dar în virtutea acestui statut dobândit, oamenii aceștia veneau la Ierusalim. La Paște nu era un număr toți atât de mare și nici la sărbătoarea corturilor. Cinzecimea însă aduna la Ierusalim oameni din toate colțurile lumii. Și din toate sărbătorile pe care evreii le țineau de-a lungul anului, nu era nici una strategic mai potrivită decât aceasta. Și Dumnezeu a hotărât ca în această zi să facă o lucrare deosebită despre care oamenii aceștia să vorbească pe larg atunci când se vor întoarce în țara lor. În momentele acestea, Dumnezeu a hotărât să facă o lucrare deosebită. Cei 120 l-au strâns la oaltă, în același loc, adică în odaia aceea de sus. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic, a umplut toate casele unde ședeau ei. Niște limitate de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei, din cei 120. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Ce s-a întâmplat acolo a fost un lucru deosebit și a trebuit să se vadă limpede că este un lucru pe care Dumnezeu l-a făcut, nu oamenii l-au pregătit și nu ei l-au dus la îndeplinire. Era Dumnezeu însuși implicat. Dimineața aceasta eu n-am să vorbesc despre semnificația vântului care a fost auzit acolo și nici despre semnificația plătărilor care s-au împărțit și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei, dar am să spun că lucrul acesta s-a întâmplat ca să fie limpede văzut că înaintea lui Dumnezeu nu se mai face o deosebire. Că Dumnezeu dă Duhul Sfânt și bărbaților care urmează să propovăduiască cuvântul și femeilor care așteaptă rugăciune. Duhul Sfânt este o făgăduință pentru toți, slăvit să fie Domnul. Amin. Însă, aș vrea să sesizăm un lucru. Duhul Sfânt le-a dat oamenilor acestora, bărbaților și femeilor acestora, 120, să vorbească. El era în controlul minții și al limbii lor. Aș vrea însă să remarcați că a fost vorba atunci, la cinzecime, de vorbiri sau de limbi omenești înțelese. Pentru că oamenii aceștia care erau veniți din mai multe părți ale lumii, cei mai mulți probabil din jurul Mării Mediterane,
Oamenii aceștia cunoșteau și limba greacă, o limbă de circulație internațională, și vorbeau și limba lor maternă. Dar galileienii aceștia 120, care nu au învățat niciodată limbile respective, acum le vorbeau în limbile lor. Oamenii aceia, străinii aceia, musafirii aceia, prozeliții veniți la Ierusalim, i-au auzit pe ucenici și pe cei 120 care erau la oaltă, vorbind în limbile lor materne, limbi pe care nu le-au învățat ei niciodată, dar le vorbeau acum pentru că așa le-a dat Duhul. Și nu numai că înțelegeau, dar au priceput că este vorba despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Mulți din cei care au fost martori la această lucrare au rămas înmuriți și au pus întrebarea: ce ar vrea să însemne aceasta? Aș vrea să vă spun că fiecare eveniment, fiecare lucrare, poate să aibă cel puțin două explicații diferite, foarte diferite una de alta. Aceste două explicații nu pot să fie amândouă adevărate în același timp. Ori e una adevărată, ori e cealaltă, dar nu pot să fie amândouă adevărate în același timp. În timp ce mulțimea se întreba oare ce să însemne fenomenul acesta, cum se poate explica faptul că 120 de galileieni vorbesc în limbile noastre și ne vorbesc despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, s-au găsit unii printre ei care să spună: o, noi știm despre ce este vorba. Oamenii aceștia sunt plini de must, adică sunt beți și vorbeau batjocoritor. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. Cei care vorbeau batjocoritor nu erau atei. Cei care explicau fenomenul în felul acesta nu erau niște oameni care nu erau preocupați de religie. Erau din mulțime. Erau din aceia care au venit la Ierusalim să sărbătorească. Aveau preocupări religioase. Să nu vă mire dacă la întâlnirile noastre, când predicatorii vorbesc din Cuvântul lui Dumnezeu, după priceperea dată lor, despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, să nu vă mire dacă la întâlnirile noastre se mai găsesc printre noi și batjocoritori. Au fost întotdeauna oameni care nu s-au temut să spună lucruri nepotrivite despre ceea ce se întâmplă la părtășiile noastre. Au fost întotdeauna și vor fi multă vreme. Nu știu dacă vreodată biserica va scăpa de această ceată de oameni batjocoritori. De oameni care întâi vorbesc și abia pe urmă îl gândesc, dacă mai gândesc. Știți ce mă întristează pe mine? Faptul că atunci când cineva se găsește să batjocorească un adevăr spus de un predicator, se vor găsi vreo doi sau trei în jurul lui care să râdă și ei să spună: da, uite, o explicație hazlie. Chiar că e tare, nu-i așa? Au fost întotdeauna. De oamenii aceștia vreau să vă spun că mie îmi este milă. În ziua în care vom sta înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu și vom da socoteală de cuvintele noastre, de oamenii aceștia îmi este milă. Unii vorbesc așa, batjocoritor, pentru că ei nu-L cunosc pe Dumnezeu și nici lucrările Lui. Ei vin cu noi la părtășie, dar nu sunt dintre ei noștri. Ei sunt printre noi, dar problema, cum spuneam, este tristă, pentru că printre noi se găsesc unii care râd împreună cu ei. Și știți ce e mai trist? Atunci când cineva spune o prostie despre lucrările despre care se vorbește aici, tu râzi. Și dacă îți permiți să râzi, eu ți-o spun cu toată responsabilitatea că nu ești diferit de acel care a spus prostia. Ești în aceeași categorie. Ar trebui, când auzi pe cineva vorbind irreverențios, adică lipsit de respect față de lucrurile despre care vorbește Scriptura, să te uiți la el trist de sus până jos, cu o privire să fie clară pentru el, să îi dai de înțeles că tu nu faci parte din aceeași tabără cu el. Și poate că se va rușina. Și poate că se va îndrepta. Dar dacă tu râzi, tu îl încurajezi. Și data viitoare, duminica viitoare, va mai spune o glumă și va mai spune o glumă. În mod deosebit, generația tânără este sensibilă la lucrul acesta.
dar nu numai, să știți, nu numai. Apoi, aș vrea să vedeți că evenimentele acelea minunate, lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut atunci, au căpătat și o explicație potrivită cu adevărul. Pentru că Duhul Sfânt l-a învrednicit și l-a împuternicit pe un pescar, pe un om simplu, să se ridice în mijlocul mulțimii, el care n-a ținut niciodată o predică și care de multe ori în timp ce îl însoțea pe Iisus a vorbit cum a vorbit, că mai bine ar fi tăcut, în ziua aceasta, inspirat și împuternicit de Duhul lui Dumnezeu, se ridică și spune: fraților, nu sunt beți oamenii aceștia pe care îi auziți vorbind în limbile voastre. Nu. Ci ceea ce se întâmplă aici este o lucrare pe care Duhul lui Dumnezeu a prevestit-o mai dinainte, când i-a dat cuvânt de prorocie lui Ioel. Când a deschis gura prorocului Ioel și Ioel a vestit aceste lucruri dinainte, să știți că ele se împlinesc acum. Vreau să vă spun că aceasta este una din manierele în care Duhul Sfânt colaborează cu predicatorul. Pentru că îi deschide ochii să vadă cum trebuie să înțelese unele adevăruri din Scriptură. Cum se aplică unele adevăruri din Scriptură. Duhul Sfânt îl împuternicește pe un predicator. Și predicatorul acela nu vine și spune: eu mă gândesc că ar fi cam așa, eu am auzit pe cineva spunând că ar fi cam așa, sau eu am citit undeva că lucrurile acestea s-au explicat în felul ăsta. Nu. Apostolul Petru a stat în picioare plin de îndrăzneală în mijlocul mulțimii și le-a vorbit clar și cu un curaj dat prin Duhul Sfânt. Oameni buni, ce se întâmplă acum este o împlinire a unei profeții și le-a și spus care era profeția aceea. Și apoi, un ultim lucru pe care vreau să-l amintesc aici, este faptul că Apostolul Petru le-a dezvăluit că odată cu acel eveniment care se petrece acolo, în mijlocul lor, începea o nouă etapă în planul de mântuire.